Ok, ce am uitat eu să vă arăt, întotdeauna când umblați undeva unde aveți găuri, să le astupați, ca nu cumva să intre ceva din greșeală în motor, înăuntru. Deci cel mai bine este să folosiți ceva să astupați găurile. Acum, o să verificăm și bujia, pentru că, după cum v-am spus, nu mergea foarte bine și de aceea am decis să curățăm carburatorul. Acum, cel mai bine este să suflați, să curățați bine, să aveți grijă că atunci când scoateți bujia, la fel, să nu cadă ceva în capul pistonului. Dacă nu aveți un compresor, curățați cu o perie cu ceva, să fiți sigur că este curat în jurul bujiei, ca atunci când desfaceți să nu cadă ceva în capul pistonului. Ok. Da, era de așteptat. Știam că a mers foarte prost motorul, deci era de așteptat ca bujia să arate așa. În cazul în care este vorba de o bujie nouă, o curățați și o puneți la loc, dar în cazul în care este o bujie mai veche, este recomandat să o schimbați și pe aceasta. Ok, am curățat bujia. Da, n-am curățat-o foarte, foarte tare pentru că oricum o să o schimbăm. O să pornim așa și o să mergem cu ea așa să-i facem reglajele. Apoi o să schimbăm, o să trecem pe una pe Iridium. Punem bujia la loc și montăm carburatorul. Ok, acesta este carburatorul, este gata de montat. Aici este kitul de reparație de care vă spuneam. Așa, haideți să vedem ce conține și acesta. Care noi am decis să nu schimbăm, să rămânem pe cele originale, pentru că arătau foarte bine. Am spus, dacă membranele erau încrețite sau ciupite sau ceva, le schimbam. Deci avem membrana de la clapeta de accelerație. Așa, garnituri, o-ringuri. Avem acest cui care la fel noi îl avem deja, ce se poate regla cu ușurință, nu cu șurubelnița specială, unde este și numerotat. Avem tot felul de o-ringuri, șuruburi, cuiu pontou, deci cam tot ce ne trebuie pentru carburator. Dar, după cum v-am spus, la noi arătau foarte bine și nu a fost nevoie să le schimbăm. Da? Așa. Acum o să montăm carburatorul. Demontat se face în ordine inversă față de cum l-am demontat și montăm și revenim. Prima oară îl punem în galeria de admisie. Avem aici un ghidaj pentru poziție. Când l-am prins pe poziție, putem să-l și strângem, să strângem colierul. Ne mutăm pe partea cealaltă să punem cablurile de accelerație. Am prins ce era de prins pe partea cealaltă, cablul și furtunul de gaze, de recirculare a gazelor. Așa, ștergem bine carcasa de la filtrul de aer. Așa.
coborâm semicadru la locul lui. Așa. Îl ghidăm ușor pe carburator. Și acum strângem colierul. Îi punem și rezervorul. Am pornit benzina, carburatorul este în regulă, nu curge, deci putem să terminăm montajul. Montăm totul și o să pornim să vedem cum merge. Am scos și filtrul să-l curățăm. Așa o să o spălăm și aici înăuntru, ca să fie și înăuntru la filtrul de aer curat. Și o să-i dăm ok să vedem cum merge și ce reglaje mai necesită. Am pus și filtrul de aer, să nu faceți greșeala să porniți fără filtrul de aer. Mai ales cum este la noi, de încă mai avem mizerie în cutia filtrului. Dar și așa, poate oricând să tragă ceva din atmosferă sau să tragă o piesă, orice, poate să tragă pe admisie și să stricați tot motorul. Deci să nu porniți fără. Am pus filtrul, acum o să dăm afară să-i dăm ok să vedem cum pornește. Tragem șocul. Dăm drumul la benzină. Să vedem. Dăm relantii un pic mai mare. A pornit. O lăsăm puțin să meargă așa și apoi o să mai umblăm la reglaje dacă este cazul. Așa, să vedem motorul rece. Ar trebui să pornească. Okay. Ca să fie treaba făcută cum trebuie, îi dăm o spălare și cutia filtrului de aer, unde este destulă mizerie. Spălăm bine și înăuntru. Spălăm bine, bine toată cavitatea cu toate părțile, inclusiv sub șa și... Cam așa arată. Acum o să o lăsăm să se usuce și o să suflăm bine. Ok, am avut o ieșire cam de 3 ore. Acum o să scoatem bujia să vedem cum a mers. Am mai făcut ceva reglaje la carburator. În principiu merge foarte bine. Dar trebuie să vedem și cum arată bujia. Bujia ne va spune exact dacă arderea se face cum trebuie. Ok, după cum am spus, curățăm foarte bine să nu avem surprize, să ne cadă ceva în capul pistonului. Scoatem bujia.
Da. Și da, merge chiar foarte bine. După cum spuneam, cam așa trebuie să arate bujia atunci când motorul merge bine. Negreala aceasta ce se vede aici pe margine este negreala rămasă. Știți că bujia de cât am curățat-o este bujia veche. Bine, nu este veche, are până în 10 ore de funcționare, dar s-a mers foarte prost. Erau șanse ca această bujie să nu mai meargă, dar încă este ok. Totuși o să o schimbăm, o să mergem pe varianta Iridium, dar o păstrăm și pe aceasta de rezervă. O să mergem pe varianta de Iridium. Așa, așa arată cea de Iridium. Punem pe aceasta și cam asta a fost. Carburatorul este reglat cum trebuie acum. Trebuie să meargă în parametri. Mulțumim pentru vizionare. Nu uitați like și abonare la canalul nostru și dacă mai aveți ceva întrebări, vă așteptăm în secțiunea de comentarii.